Bineînțeles, bine, vă salutăm. Mai încet. Nu putem mai... urla, nu putem urla. Nu putem urla, prea, pentru că am. În clipul ăsta trebuie să vă chinuiți un pic. Puneți-vă căști. Din aia, Pioneer. Din aia, AirPod. Am venit, bineînțeles, la mănăstirea aici din Tăuț, mă, să ne înțelegem. La mănăstirea din Tăuț. Mă, trebuie aici un moment, tu și cu persoana ta. Cum a zis, bă, eu de când eram copil, frumos, dus la biserică, acolo, la Pocăiți, lângă, la Evlavia, așa se numește biserica de acolo. Frumos, peți, merea, la Crăciunul era Crăciun, cadourile erau, cadouri numai căciule Adidas, trimiteau și șosete. Da, și eu am fost odată la Pocăiți și mi-a dat, fete de Crăciun, mi-a dat pachetele. Exact, pachetele în funcție de vârstă. Bineînțeles, mă duceam și luam ălea de copții mai mici, pentru că acolo erau dulciuri. Că ne ia pentru copții mai mari, numai hanii erau. Așa. Și de asta, în fiecare trebuie, da, cu biserica, îi, cum să vă zic, nu-i neapărat, mă, dar nu înseamnă că să merg la biserică, nu asta înseamnă să fii credincios. Credincios. Credincios înseamnă să te rogi, să fii conștient, așa, când zici ceva, așa că e păcat, când faci ceva. Și peți în fiecare zi face un tată nostru, în fiecare seară, înainte cu care un tată nostru și după care începi cu o rugăciune, cum ne-a învățat la Pocăiți. Acolo toată lumea se ridică în picioare și începi să zici că nu, Doamne, dă-mi, da, Doamne, mulțumesc pentru... Deci nu mai vorbești ce, cum ar veni, strict improvizație. Este și slujbă. Uite, băi, și icona aia acolo. Păi slujbă, slujbă, închidem că intrăm la aia. Gata, prieteni. Acum plecăm. Am mers frumos. Am aprins o lumânare. Am stat la slujbă. Am făcut și o rugăciune aici, la plecare, la tablou ăsta, la icona asta de aici. 15 minute de, așa, de o tură. Din asta te poate liniște o săptămână. Foarte important, mai e. Dar chiar să mă rog. Chiar să mă rog. Da. Nu știu că va prins 5 lumânări. Bine, înțeles, 5 lumânări. Formă lumânare. S-a băgat într-o lumânare toată familia și spre tine. Bă, cine auzi că se culdă? Să le-am prins toate. Asta, asta înseamnă o duminică reușită. Când să-i acord și la suflet atenție, mă. Așa că... Acum, după aia, poți să... Ăsta, faci o plimbare, mai... Poți să intri în KFC, în hamburgeri, dublu cheeseburger cu extra elemental, la o selectație, obiecțiunea aia, extra elemental, extra cheddar. Așa că, da. Asta... Ieșirea. Rădim, glumim la fiecare putem o dată pe săptămână. Credeți-mă, dacă pot eu, nu neapărat dacă pot eu, da, 15 minute pot să merg la biserică. Că nu-i ideea că voi numai la biserică, dar la biserică se plusează senzația și gândul și ăsta. Că altfel faci yoga la mare decât în mijlocul traficului, ca idee. Așa că continuăm situația. Am terminat astăzi cu biserica și revenim cu următoarele activități. Vă pupăm. Bun. Deci, prieteni, facem efectiv de cea de la Cojocna. Preții vă dă tratări de din astea, de situații și de alte chestii. Și, bineînțeles, facem amușii noi direct. Ne suim îmbrăcați ca și Dani Mocanu. Prietenilor, cu ceas pe mână, antiderapant, antișustă. Și, prietenilor, cine o să stiem cu tuși la Cojocna? Bineînțeles, prieteni, am și ajuns la sală. Bineînțeles, am uităm tare un antrenament de brațe sau piept, ceva ce. Nu știu, să vedem. Să vedem cum ne simțim. Treaba de ales între brațe și piept. Îi dăm frumos cu... Piept nu-mi place, că nu prea pot să împing mult. Cu pre-workout, vitamin C, B3, B6, B12, braina, îl dăm pe gât, furnicături pe subțiale, pe transpirație.
Și îi dăm, intrăm sub fierul ruginit. Am văzut că se uită să nu-i pe colț. Intrăm sub fierul ruginit și vă dăm de acolo continuarea. Bineînțeles, bineînțeles. Pe fond, pe fond de pompare în biceps și de pompare în triceps. Bineînțeles, amestecăm în proteină și uitați. Și uite că am duios. Cred că e încălnit pe proteină și el. Cred că, Nicu, un cască gura numai la proteină. Da, ăsta deci ia un elan. Ca o Usain Bolt. Ei, mâncați așa, cum arată pulpa aia, zici că e puiul după ce îl opărești în oală. De la țară. Și drumul îl jupuiești de peane. Era un pic mai galben. Na, ălea. Ăștia, și ăștia oare chiar ca aia care își bagă capul în pământ? Uite-l, uite-l că își bagă, bă. Ba, nu. Bă, știi cât își face? Nu știu dacă nu ăștia s-a luat prietenul meu, așa o face. Mi-a dat un nou, mă, nu știam dacă mai e bun sau nu. Du-te, mă! Atâta așa fac, atâta e ou de sus. Și pui vii, așa e cred ăștia. Da, da. Adică din ou? Ai, uite, la bare mâncați. Bă, și cât e gălbenușul? Așa e gălbenușul are. Toată o papără din aia. Opa! E pe atac. E pe atac, mâncat, așa că am atins telefonul de asta electrică. Tăi m-o curentat până să-l vestic. Nu e mă dat ce rău să-l dat, stai fricoșător mă să mor eu. Dar nu cred că face rău. Dă-o-te, trage-te. Mă, că asta nu-i lamă de aia ce scuipă. Păi, dar nu-i vorba de scuipă, pe să dă un cioc din ăla să mor eu, zici că e... A, bă, păi n-are colț. Da, ui, ce picior are, mâncați aș gura ta. Niște dinozaur. N-o să dai seama un pe călare de asta să-l țâge așa de gât. Cu amândouă. Da, eu că mă uitam, mă, și la film sau la desene. Mi-am dorit tot timpul. Dar se poate. Mi-e frică, mă, de ăsta sare, mă, ăsta, uite ce pulpă fac, toată un avânt ăsta. Mare lucru dacă nu. Eu mai rup tot cineva încă sară. Hai ce să curăță. Îți dai seama cum ar fi mâncat aș gura ta să-și bage capul și să vină pe, după pe picioare să-și o scoată. Bine, mă, eu zic să nu ăsta. Doar o fac girafele dacă te apropii de alea pe ăsta. Să-l bati cu ăsta. Dar bă, să știi că îi trebuie un pic de tupeu la... Struț? Nu la struț, la cine are struții și se lasă așa. Păi tu poți să-i lasă așa, pe ăsta oricum dacă e electric. Poate... Păi nu mă... Păi problema să intri la ei. Nu, în sensul că poate să vină oricine, știi, și să... Vezi numai să n-atingi de gard mâna. Dar chiar curentează, scrie undeva că curentează. Păi 100% curentează. Păi 100% eu cred că curentează, doar curentează la caia pe lăștea. Noi, dar la boia să nu te prindă. Ai, mâncați așa. Trageți mă, mâna, nu. Vezi încet că e sălbatic. Ia eu din aia mai lungă, să-i oprinzi la distanță. Nu, vezi? Dă-te, mă, să te mânt, frumosule. Ce fain, mă, vezi, să nu-mi prindă la nas. Frumosule. Ce? Mai vrei? Mai n-am păpădie. Nu mai vrea. Deja eu și picatorul de pe spate la păpădie. Asta de nu o scăpa din oală, să n-am rog ce jupuită-i. Și-asta ar vrea să vină, dar un pic fricos. Păi vezi că la fără frică ea câte peni lipsare, mă, cred că la fiecare lagar vine și la unul ce-au vrut să-l taie. O vine el un jupui de pe tele. Sau eu... Așa ca și în scârbă. Nu e la... Vezi că e frică, că se uită la noi, să-l ia, să-l ia. Stai, domnule, și... Și oare ăsta când e curăță, intră pe la ei sau ceva? Da, pe zi, sau să familiarizează cu proprietarul. Mie mi-e frică să intru în cotez la găini. Eu am vrut să pun mâna pe ăla. Nu, no, vezi, ai grijă. Dar n-are colț, mă gândesc că n-are ce pune. Păi n-are colț, dar păi te prinde mâncata jugura ta o vrăbioră din aia, apă ăsta. Are ăsta o forță în maxilar, tot timpul ăstea. Păi ăsta ce armă mai are? Mm. În afară de fugit. Dar pe ăsta la altă nu-ți dă ca și cai. Îți dă un picior, uite nici o unghiară. Păi mă ură dacă n-așa legele bine să-mi fut un picior decât să-mi fut, să mă muște cu aia. Pă, aia e bun. E bun! Aia nu fac eu. Oare cât timp au ăștia? După picioare vreo 2000 de ani. Și după jupuieli, da. O și prins războiul ăla. Să n-am noroc dacă nu, l-o jupuit. Hiroshima. Ceva. Hiroshima! O asta de la Cernobâl o supraviețuit aici, Cernobâl o lângă el. Direct, îți dați masă. Dar ăla care ai zis tu, săracul, cu penele tătătă jupuiți, parcă chiar de la Cernobâl. Ia, vezi cum aripile ei sunt. El a fost singur care și doar prebeie gard, ăla-i fără frica. Când a trecut prin Cernobâl, ce să mă spui? Ce o zis? Bine, mă, de-o păpădie. Următoarea zic, mai venim fără cap. Capul e scurtat din gât, un pic. Cu
oare dacă arunc o păpădie pe spatele la să vină ăla la să-l ciupească, oare să ceartă întâi? Da, pe da. Nu știu, mă, că ăsta așa fain, ăsta nu mâncă păpădii și ăla tăjupuit, e cu păpădia la gură. Îți dai seama, cred că. Și așa mâncă grăunțe sau ce mâncă? Grăunță. Asta e. No, am venit să vedem și struță, bineînțeles, animale exotice în cea mai mare parte a ciocului. Îngrijite, mă. Așa e la Cluj. Nu câini, pisici, au oameni în curte, struț. Ce alte animale pe ația? Alte animale, cine au rămâne? Din alea. Eu am văzut și din aia, mă. Da, diavol tasmanieni. Bă. M-am speriat. Păi îți dai seama dacă s-o veni la păpădie ăsta, că n-o văzut aici la biceps umflat. O zis, biceps. Hai să-i dăm. Bineînțeles, dragilor, am terminat situația, antrenamentul. Mă, dați seama, stă să facă peții scamatorii pe aici, nu știu ce. Să sară la gardul și să-l văd pe peții cum o ia pe câmpul lui Șoas și struțul după el. Așa ne fugim în video, să mă gândi și păi! Ca și la lupte cu porcii. Bineînțeles, am terminat și pe astăzi, dragilor, și ne auzim pe mai încolo cu următoarele, dar până atunci îi dăm finalul. Cine o să zic că suntem culduși?